Bine v-am regăsit, dragii mei. Acum vom vorbi despre... Vom lucra trei probleme cu progresii aritmetice și geometrice practice pe care eu le-am găsit în variante de bac. Și am găsit câteva culese de pe aici, de pe acolo referitor la acest subiect. Progresiile aritmetice sunt șiruri. Sunt șiruri de tipul AN cu proprietatea că AN egal cu AN minus 1 plus un R. Oricare ar fi N mai mare egal decât 1, decât 2. Progresiile geometrice BN, deci asta e progresia aritmetică și se notează așa. Progresia geometrică este un șir de tipul BN, cu proprietatea că BN B minus 1 ori Q. Oricare ar fi N mai mare egal 2. Să vedem acum cele trei probleme. 1. La un stadion cu capacitatea de 10.000 de locuri din spectatori. La un stadion cu capacitate de 10.000 de locuri vin spectatorii. În primul minut vine un spectator. În al doilea vin 3 spectatori. În al cincilea minut, în al treilea vin 5, etc. Întrebarea este, după câte minute se umple stadionul? Ce înseamnă că se umple? Adică 1 plus 3 plus 5 plus șirul 2K plus 1 sau minus 1, că e mai sugestiv așa, trebuie să fie mai mare sau egal decât 10.000. Păi, avem un șir AK egal cu 2K minus 1. Este un șir în progresie aritmetică. Noi știm care e primul termen al șirului. A1, care e egal cu 1. Știm că A1 plus A2, deci dacă avem o progresie aritmetică, A1 plus A2 plus AN e egal cu NA1 plus câte rații avem. Pe prima oară avem o rație, două rații, n minus 1 rații. Deci n minus 1 ori n supra 2 ori rația. E, noi știm A1, știm rația. Deci noi trebuie să rezolvăm inecuația n plus n minus 1 ori n pe 2 ori 2 mai mare sau egal decât 10.000. Adică n plus n pătrat minus n mai mare egal decât 10.000.
sau n pătrat mai mare egal 10.000. Deci rezultă că n este mai mare egal decât 100. Deci după 100 de minute se umple stadion. Da, dacă, de exemplu, aveam următoarea regulă. Deci regula era așa. 1 minut, 3 minute, 5 minute, 1 minut, 3 minute, nu, 1 spectator, 3 spectatori, 5 spectatori, 1, 3, 5, 1, 3, 5 și tot așa. După câte minute, se umplea stadionul. Bun. A doua problemă. 1.000 minge cade de la o înălțime de 8 metri. Și are următoarea proprietate, că după fiecare cădere, se ridică la jumătate din înălțimea de la care a căzut. Arată că distanța parcursă de minge de la început și până a atinge pământul arată că distanța parcursă de la cădere de la început și până când atinge pământul a suta oară, e mai mică decât 24 de metri. Păi bun. Ce înseamnă? Avem următoarele cicluri. Avem 8 metri, după care asta merge 4 metri, 4 metri. Un ciclu, da? Pentru că dacă urcă, trebuie să și coboare. După aia 2 metri, 2 metri. Deci, până la prima căzătură, 8 metri. La a doua, încă 8 metri. La a treia, 4 metri. Da? Deci avem că A1 egal cu A1 pornește de aici, să zicem. A1 egal cu 8 metri, A2 egal cu 4 metri. Asta e A1. Asta e A2. Pe urmă A3. Până la a treia cădere. E A3. Și trebuie să demonstrăm că A1 plus A2 plus A99, că a mai rămas 99, da? E mai mic decât 24. Decât, nu 24, decât 16, 8 metri s-au dus. Deci 8 plus 4 plus 2 plus 1 plus 1 supra 2 la 90 și cât? 95. E mai mic decât 16. Dar 1 pe 2 plus 1 pe 2 la a doua plus 1 pe 2 la n e mai mic decât 1. Și ăștia alți fac 15 metri.
Inegalitatea asta are loc din motivul următor. Că prin inducție se poate demonstra. Dar fără inducție. Progresie geometrică. E sumă în progresie geometrică. Este 1 minus 1 pe 2 la n. Această sumă. Care evident că e mai mică decât 1. Prin asta mai mică 1. Suma asta la altă e mai mică decât 16. De 99 de căzături. De lovituri. Ciocniri cu pământul. Și cu ul prima care de 8 metri. 124 de metri. Asupra căzătură. Din acest motiv, distanța e mai mică de 24 de metri. A treia problemă și ultima. O insulă vulcanică are înălțimea de 100 de metri. În fiecare an, datorită activității vulcanice, insula crește cu 5% din înălțimea sa. În fiecare an, insula crește cu 5%. Demonstrați că arătați că după 20 de ani, insula ajunge să depășească înălțimea, să depășească 200 de metri. Bun. Deci primul termen este A1 egal 100. A2 este egal cu 105 pe 100 din A1. A3 este egal cu 105 pe 100 din A2. A20 egal cu 105 pe 100 din A19. Deci A20 va fi, înmulțind aceste relații, adică A1, A2, A20 egal cu 100 ori 105 pe 100 din A1. Ori 105 pe 100 din A19. Scăpăm de A1 A19 și rezultă că A20 egal cu 100 ori 105 pe 100 la puterea 19 din A1. Trebuie să demonstrăm că asta depășește 200. Încă o chestie. 100 ori 105 la 19 pe 100, atât. Așa, și asta trebuie să demonstrăm că e mai mare ca 200. Pe asta ar fi echivalent cu 105 pe 100 la puterea 19 mai mare decât 2. Echivalent cu, păi cum demonstrăm că asta este adevărată? Păi ar fi echivalent dacă logaritmăm chestia asta. Ar fi echivalentă cu logaritm în bază 105 pe 100 din 2 mai mare decât 1 pe 19. Mai mare, nu. Da, mai mare decât 19. Logaritmăm în baza asta. Mai mic decât 19.
Păi și asta e adevărată? Păi facem cu tabel, putem simplifica. Avem 21 pe 20 cu logaritm în față, baza 21 din 20 din 2 mai mic ca 19. E adevărat. Se verifică cu tabele de logaritm. Acestea fiind spuse, problemele noastre se cam încheie momentan. Vom mai continua cu probleme de progresii, dar fără astfel de aplicații în videoul următor. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și vă mai aștept.